București îl intră și el în lumea bună a capitalelor cu zgârie nori. În curând va fi gata cea mai înaltă clădire din România. Măsoară deja peste 120 de metri, iar când va fi finalizată va avea aproape 140, adică aproape dublu față de hotelul intercontinental. Ne aflăm pe acoperișul României, așa cum îmi place mie să spun, la o înălțime de 120 de metri. De aici Bucureștiul se vede foarte, foarte bine și este foarte frumos. Cel puțin așa mi se pare mie. Undeva în spate se vede clădirea Casei Presei, fosta Casa Scânteii, clădire care pentru foarte mulți ani a fost cea mai înaltă de la noi din oraș, însă de aici se vede practic aproape orice, toate clădirile mari din capitală. Clădirea Sky Tower are 32 de etaje, iar când va fi gata vor fi 37 de etaje. A fost ridicată cu o viteză de un etaj la 5 zile, iar acum se construiește un etaj la 4 zile. Costul? Peste 100 de milioane de euro. Lecția? Atunci când se vrea și la noi, se poate construi repede, chiar dacă ne-am obișnuit să vedem că e nevoie de ani să construiești o parcare sau un pasaj în București. Meritul îl au și angajații. Cu o înălțime de 84 de metri, Palatul Parlamentului este pe locul 5 în topul celor mai mari clădiri din București. Hotelul Intercontinental este pe locul 10, având o înălțime de 77 de metri. În anii 1800, cea mai înaltă clădire era Turnul Colței. Nu depășea 50 de metri, însă nimic nu trecea de 15 metri în Bucureștiul de atunci. La 1890 a fost depășit de Foișorul de Foc. Tot ce există sau a existat în România pălește însă în fața construcțiilor mari din lume. Peste 300 de turnuri depășesc 200 de metri. La noi nu există niciunul. Cel mai înalt este Burj Khalifa din Dubai, care are o înălțime de 829 de metri.